Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. După cum spune și titlul, în acest clip voi prezenta cum voi ordona niște rezistoare după valoarea lor în ohmi. Cu siguranță eu nu stau în acestea, pentru că am deja un set de rezistoare, cum spre exemplu sunt cele de față. Nu știu dacă se văd bine, am diferite valori, deci clar că am deja alt set cumpărat. Nu mai stau să le arăt. Bineînțeles, în afară de această cutie cu diferite valori, au mai fost cumpărate de parcurs și altele, cum sunt cele de față. Sunt foarte multe, sunt de diferite puteri, dar în general sunt de sfert de watt, marea majoritate dintre cele de față. Cele de putere puțin mai mare, care le-am avut împreună cu acestea, au fost puse separat. Dar pentru că nu am așa de multe, probabil o să le pun împreună. În ce cutie o să le pun? Eu am cutia aceasta cu 18 compartimente. Înainte să fac acest clip, am postat o întrebare pe El Forum, un forum unde găsim pasionați de electronică și nu numai. Îl urmăresc de foarte mult timp și am primit nenumărate recomandări, care mai de care mai interesante și mai bune. Pentru că eu am această cutie cu 18 sertare, am personalizat lista următoare, cea de față. Bineînțeles, a fost o inspirație de la un electronist de pe forum, Dan Cod. Este userul dânsului și iar eu am personalizat-o pentru cazul meu cu 18 sertare. Și cam asta e. Bineînțeles că, ca să nu mai pierd timpul în filmare, am notat diferite bilețele cu toate cele 18 categorii, iar eu m-am gândit să le lipesc pe peretele din față al fiecărui compartiment în parte. Da, din păcate, ideal ar fi fost să am un scotch lat, dar nu am, așa că o să-l folosesc pe acesta. Să lipesc ceva gen, oricum nu prea contează așa de mult. Începem de sus. 12, asta e sertarul, compartimentul numărul 3. Și acum să lipim și ultimul bilețel al compartimentului numărul 18. Cam mare scociu, dar merge. Și am notat compartimentele. Și acum să trecem la partea migăloasă. 1,9. 2 ohmi. Vine aici. Următorul. 2,2 kΩ. Vine aici. de kΩ. Costă 2000. Și mai am câteva rezistoare de sortat. 10 kΩ, 120 ohmi, aici, penultimul, 7,4, aici, și ultimul, de cred că de 1 watt, 219 kΩ. Vine aici. Cam așa am sortat în sfârșit rezistoarele. Din câte observ, sunt mai multe între aceste valori și acestea de aici. Din păcate, sunt zone goale. Între aceste valori n-am decât un singur rezistor. Aici deloc și în partea asta deloc. Tot m-am gândit dacă să sortez, să pun pe cele de putere mai mare, de 3W, majoritatea sunt de 3, să le sortez și pe acestea.
mai bine nu le spun să le las într-o parte și în caz de am nevoie. Părerile mele, în realitate, nu prea merită sortat, însă eu o să am în vigoare, aceasta e sortare temporară pe un an, doi, o să am în vigoare sortarea pe verticală, însemnând că să am compartimente atașate de perete și, bineînțeles, mai multe compartimente de mai multe valori. Pentru că în cazul acesta am 18 și nu prea e suficient, pentru că este destul de dificil să cauți o valoare dacă în compartimentul respectiv sunt de mai multe valori. Spre exemplu, aici, da, din câte am observat, sunt foarte multe de 100 de ohmi. Oricum, nici nu am multe rezistoare. Clipul de față a fost făcut mai mult ca o idee cum să sortez. Și dacă nu le sortam, erau șanse mari să le arunc. Cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare la alte tutoriale, montaje, la fel de interesante sau mai interesante. Vă mulțumesc și toate cele bune. La revedere!